Complexul energetic Oltenia ar putea pierde cariera Berbeș din județul Vâlcea dacă Ministerul Economiei va considera că în acest fel situația de la CET Govora se poate ameliora. Centrala termică înregistrează datorii istorice foarte mari către CEO de peste 110 milioane de lei, fapt pentru care autoritățile din județul vecin au propus Ministerului condus de Varujan Vosganian să permită alipirea carierei către Govora. Au avut loc unele discuții atât cu reprezentanții Consiliului Județean din județul Vâlcea, cât și cu reprezentanți din Ministerul Industriei și e destul de avansată o idee de a prelua această carieră de cel care folosește cărbunele. În acest fel, complexul Oltenia ar putea pierde și cariera husnicioara din județul Mehedinți, acolo unde angajații vor sta acasă în șomaș tehnic și concediu de odihnă forțată din cauza neîncasării datoriilor de la RAAN. Nu este pentru prima dată când se discută despre posibilitatea preluării carierelor de exploatare direct de beneficiari, însă până acum nicio unitate nu a fost desprinsă din compania mamă.